povestea pare desprinsă dintr-un film de acțiune. Cei doi bărbați de 41, respectiv 43 de ani, s-au certat în dimineața zilei de miercuri, iar ce a urmat pare greu de imaginat. Anchetatorii au cercetat cazul, au audiat mai mulți martori și au încercat să-și confirme bănuielile cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere ale poliției locale. Surprize de proporții, singura cameră video a poliției locale care surprinde parcarea din centrul istoric, unde a avut loc evenimentul, este defectă și dusă la garanție. În urma unui conflict spontan care a avut loc în jurul orelor 4 între victima BI și suspectul GV, acesta din urmă a ieșit în drumul public, a oprit un autoturism pe al cărui conducător auto nu-l cunoștea, dar pe care l-a forțat să iasă din mașină. S-a urcat la volan în locul acestuia. În aceste condiții a circulat cu autoturismul respectiv câteva zeci de metri pe drumul public, împrejurare în care, observând victima într-o parcare, a accelerat, a intrat frontal în aceasta, a lovit-o, iar victima a decedat la foarte scurt timp. Principalul suspect al crimei și-a continuat plimbarea pe străzile municipiului și a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție. Individul a pierdut controlul volanului și a impactat o bordură, moment în care a fost prins de oamenii legii. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, tâlhărie calificată și părăsirea locului accidentului, existând posibilitatea extinderii și pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice în funcție de rezultatul analizelor probelor de sânge. Acesta a fost reținut începând cu din seara zilei de 23 august, urmând ca în cursul zilei de astăzi să se formuleze propunere de luarea măsurii arestării preventive de către instanță. Romii din centru și-au jelit și astăzi confratele în curtea spitalului Mavromati. Au lăsat în urmă munți de gunoaie, dar au fost supravegheați de jandarmii botoșeneni. 9 jandarmi asigură măsuri de ordine la unitatea de primire a urgenților din cadrul spitalului Mavromati pentru a preveni producerea unor eventuale incidente. Până acum nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale și nici nu au fost întocmite acte de sesizare ale organelor de urmărire penală sub aspect săvârșirii vreunei infracțiuni. Există informații conform cărora oamenii legii supraveghează domiciliul în care locuiește familia principalului suspect al crimei pentru a preveni o posibilă răzbunare.